Bună ziua, bine v-am găsit, suntem pe canalul Olarion, data de 8 august 2023 și dacă performanțele unui apicultor se măsoară în cantități de miere, asta este o parte din ea. Bun, nu asta este important, ci mergem mai departe. Deci, ce vreau să fac astăzi? Să fac un pic filmele mai diferit față de cum erați obișnuiți până acum. O să le lungesc, o să încerc să fiu mai natural, să nu mai fiu atât de tehnic, să zicem așa. Bun. Deci, până acum, în această lună, în luna august, toate că suntem în data de 8, este nevoie ca oamenii, ca apicultorii care îngrijesc albine, să înceapă să aibă grijă de albinuțe într-un fel sau altul. Aici am borcanele cu mixură de ulei esențial, acum am făcut rețeta cu tea tree, wintergreen și lemongrass, a fost dat la blender. Așa. Și ce vreau să fac azi? Deci azi vreau să fac o turtă proteică. Turtă proteică care se conține ulei esențial. O să pun capacele. Are un miros extraordinar să tot stai în preajma uleiurilor esențiale. Bun, aici am eu niște vase. Punem la spălat pentru soție. Aici o să avem castronul în care vom prepara turta proteică. Pentru acest lucru avem nevoie de un cântar, că nici nu știu pe unde este cântarul. Să-l căutăm. L-am găsit. Avem nevoie de un cântar. Are o capacitate de a cântări de până la 5 kg. Rețeta o știu din cap, e trecută ea pe undeva, ia să-mi iau de aici, da. Niște miere, să scoatem niște miere, am aici miere de data asta, am aici niște miere bună, bună, e cristalizată, să o cântărim, cât cântărim. Să cântărim din această miere, iau niște linguri, să facem un pic mai multe vase de spălat soției. Bun, activăm cântarul, îl punem pe tar, tarăm cântarul. Îmi ocup un pic de loc aici acest trepied. Și să cântărim exact 2 kg de miere cristalizată. Foarte bună mierea cristalizată. Arată bine. Dar totuși avem nevoie de 2 kg de miere. Să vedem cum va arăta la sfârșit. A venit și Andrei. Vrei niște miere? Nu vrei? Nu vreau să vă cumpăr. Am înțeles. Și acum punem 2 kg de miere. Așa începem rețeta respectivă. Foarte bună mierea. Deci nu mai lucrăm cu zahăr. În această lună, a lunii august, încercăm să ne ferim de zahăr. Acum, nu că nu se poate folosi, se poate folosi fără nicio problemă și zahărul, dar prefer să facem cu miere turta proteică și să aibă un stimulant mai puternic, să zicem așa. Facem miere, ce bună e mierea. Când o ai, e bună. Când nu o ai, visezi la ea.
apicultorul nu-i mulțumit în niciun fel, nici dacă are, nici dacă n-are. Ceea ce trebuie să înțelegeți e că mierea nu se strică, are ani, ani și ani de zile de utilizare. Dacă într-un an scoți, să zicem, miere, poți să o ții fără nicio problemă ani de zile, pentru anii grei, când nu mai ai, să spunem așa, miere de la stopiată. Am făcut 2 kg de, am pus 2 kg de miere. Bun, înțepesc pe două linguri acolo, am cântărit mierea. Deci așa începem rețeta cu miere. Bun. Punem găleata pentru data viitoare deoparte. Așa. Deci avem miere. Oare ce mai trebuie să bag aici? Ah, da, trebuie să bag. Avem aici o cană gradată în care vom pune 800 de ml de apă. 800 de mililitri de apă. Punem niște apă. Cum se bage apă în turtă? Băgăm 800 de mililitri. Bun, pe lângă apă, ce mai băgăm? Ce mai băgăm? Ne mai trebuie o măsură. O am pe aici. Am o măsură în aceasta. Pe când era Andrei bebe, foloseam la lapte praf, nu? Bea Andrei câte 30 de mililitri de lapte primele zile. Acum să punem aici, în această rețetă, 300 de mililitri de mixură. Italizat cum mai arată așa, cumva cu apă. E interesant cu apă? Mhm. Și cu din asta, la mixer. Așa. Deci 300 de mililitri de mixură de uleiuri esențiale. Și ca să nu uit ce mai băgăm în rețetă, să furăm ceva de la soție, de la... O să furăm ceva. Ia ghiciți ce o să furăm, uleiurile nu ne mai trebuie, le pun la loc. Ce pot să ghicești și eu? Ghicești. Oh. Ulei? Ulei, furăm ulei. Iată, furăm niște ulei. Dar de care? Ia verifico. E ulei. Ulei, da, dar de la ce se folosește? Ulei de floarea soarelui. Dar la ce se folosește? La ce fel? Poate să fie folosit. Bun, punem aici cât să punem. Știm cât să punem? Punem 200 de mililitri de ulei. Cam cât de la 3. De floarea soarelui. Am pus ulei. Ce să mai furăm din bucătărie? Ce să mai furăm? O să mai luăm niște... Niște ce? Mai luăm niște sare. Sare? Da. La, dar la albineu, oare o să le placă? Ce pățune le faci? Nu știu dacă o să le placă. Deci avem aici sarea. Mai luăm o lingură. Lingură și ne mai trebuie încă o... O ce? Încă un recipient din ăsta. Un recipient. Punem tarul. Tară. Și punem 10 grame de sare. Punem niște sare. Această sare are rolul de... câteva minerale. Așa, punem sare. Am pus sare. Bun, am pus sare.
Ce ne mai trebuie? O să-i pun... Am eu ceva pe aici. Punem sarea la loc acum, dacă am luat-o. Am aici luat niște vitamina C. Avem ceva, vitamina C pentru vreo 5 ani. Așa. Cotine și calciu. Nu are nicio treabă ta. Punem niște vitamina C sau acid ascorbic. Ia să vedem. Punem din ăsta, așa, vreo 20 de grame punem. Când la numărul 20, ar trebui să fie. Da. 20 de grame. Punem și ăsta în compoziție. Bun, e pus. Ne mai trebuie acum. Ați văzut, această pungă e așa mai maronie, da? Nu-i degeaba mai maronie, avem aici o altă substanță pe care o include. Avem aici niște... Pețișoare de scorțișoare, pentru a bine zis. Sunt niște scorțișoare, da, aici avem niște scorțișoare. Scorțișoară, am zis. Da, e scorțișoară. Și să punem, cât să punem, la 30 de grame. Miros se pare, nu așa, tata? Încă nu are așa miros. Așa, avem 30 de grame. Are miros, tata are miros. Deci 30 de grame de scorțișoară. Bine, cu scorțișoară, dar ce cu coaja asta de pom? Am nevoie de un bol. Mai facem mizerie prin bucătărie. Avem un bol, dă-mi te rog patentul, tată. Da. Acum ne băgăm în construcții cu patentul. Ce facem cu patentul? Apa, sfârmăm scorțișoara. Uite așa frumos cu patentul. Eu mărunțim. Facem mașchi. Cu patentul frumos. Dar mergi ușor? Merge așa, așa, așa. Și gata. Da. Merge, e cam putere pe lui. Merge, e bine. Merge. Arată bine. Ce v-am spus, o să vă ținați un pic mai mult la acest film, dar e o turtă unică, proteică. Turtă proteică. De lemn, nu așa? Că zici că-s lemn. Coajă de copac, tată. Te-au pus coajă de copac, a luat de la copac? Da, e de la copac. Adică e lemn? Nu e chiar lemn, da. Coaja e comestibilă? E comestibilă, da. Chiar și noi putem să o facem. Putem să o facem și dar pentru noi e comestibilă măcar. Gata, tati, pune patentul la loc. Trecem mai departe la următoarea etapă. Pentru următoarea etapă avem această râșniță de cafea. Această râșniță de cafea unde vom toca această scorțișoară. Da, unde mă ți-o băgăm în priză? Că ia uite-ți și tu ce priză are. Gata, am eliberat bolul. Punem deoparte. Nu ne mai trebuie. De unde trebuie acum? Acum să macin scorțișoara. Bun. Hai să... desfacem asta și îl băgăm în priză acum. Îl bag în priză și o să dureze câteva secunde.
Acum e gata. Cum miroase ăsta, tati? Mamă, iese fum. Iese praf. Praf? Așa. Miroase bine. Iată, avem aici o pudră de scorțișoară. O băgăm aici în turtă. O măgată toată? Toată, 30 de grame. Ești că facem cartofi aici. Facem prăjitură? Mamă, cum miroase asta. Cum? Foarte ciudat. Ciudat sau miroase foarte bine? Miroase bine, dar după aia, mama mea, ce mirosul să aibă. Da. Așa. Băgăm această scorțișoară și cu asta terminăm cu zona bucătăriei. Adică am furat de prin bucătărie câte ceva. Sare, ulei, scorțișoară. Am furat ceva. Trecem în zona apicolă. Adică mai trebuie să băgăm niște ingrediente. Așa. Am mai dat la soție un pic de lucru. Așa. Punem aici deoparte. La spălat. La curățat. Ce o punem la loc. Mami, o să aibă ce să spele aici. Nu are mami ce spăla. Da. Bun. De zona apicolă, trebuie să trecem mai departe. Acum, trebuie să aduc un ingredient la mine aici. Îi zicem trotil la această compoziție. O țuică. Nu e țuică, e trotil. E o tinctură de vitamine, tati. O tinctură care conține magneziu, cobalt, mangan. Da, mai magneziu, mangan, cobalt, mai are ceva, dar nu mai țin minte. Bun. Și punem doar, cât să punem? Punem 2 ml. Punem 2 ml din această substanță. Bun. Și conține timol. Timol mai conține. Această compoziție făcută, o tinctură pe bază de alcool. Bun, o punem deoparte. Mai trebuie să adaug, ce să mai adaug? Ia să vedem. Mai adaug niște promotor. Asta e promotor, eu aproximativ 30 de mililitri adaug, dar îi pun un capac din ăsta. Se poate pune și mai mult, și mai puțin. Eu pun un capac, ajunge, suficient. Nu miroase prea bine. N-are un miros plăcut. Mama mia! Așa. Și acum toate ingredientele acestea le voi amesteca. Punem aici. Și voi amesteca toate aceste ingrediente. De sare, vitamina C, scorțișoară, ulei. Toate acestea. Uleiuri esențiale, toate astea le amestecăm în prealabil ca să se omogineze, să se omogenezeze bine în acest lichid. Zici că e supă. Da. E satisfăcător. Pentru cine? Pentru mine. Da? Da. Interesant? Mare la început, mama.
apucăm de lieput. Bine, nu o să amestecăm 100% până se dizolvă mierea. Important este să se omogenizeze un pic, după care vom introduce următorul ingredient. Să curăț un pic lingura. Să se omogenizeze un pic ingredientele pe care le-am pus până acum. Hai să reții culoarea pulpa. Ca asta. Așa, să aibă culoarea. Da, la apă, la apă asta, cine știe ce? La chestia asta amestecată. Bun. Deocamdată e totul în regulă. Am mai murdări niște linguri, le punem la spălat. Spunem aceste linguri la spălat și ce să mai punem? Să punem următoarele ingrediente, că totuși e o turtă proteică, încă nu avem niciun gram de proteină, adică nu știu câtă proteină poate să fie aici. Bun, am filmat totul de la A la Z ca să vedeți exact tot procedeul. Așa, acum de ce am nevoie? Este opțional ceea ce pun eu acum. Aici am niște aparatură. Ia să vedem cât mai am aici. Nu știu, este opțional, cum am spus. Se poate folosi orice. Avem niște... Grăunțe. Niște ultrabi avem aici. Să vedem aproximativ cât. Nu știu cât. Da, voi pune aproximativ 200 de grame de ultrabi. Se poate pune polen, e opțional, se poate pune orice, aceste 200 de grame, mă refer. Așa. Acesta are... Nu știu câtă proteină are. 58%. Deci 58% proteină arată destul de bine. Zici că e mâzgă, nu e altceva, e mâzgă. Iar aici avem lapte praf degresat. Punem aici să nu mai am. Nu mai am cât am eu nevoie de lapte praf. Acum vă mai rețin un pic până mai scot niște lapte praf. Asta este. Trebuie să mai iau niște lapte praf de aici. Avem aici. Avem lapte praf. Mai trebuie vreo 500 de grame. Haideți că pun o pauză totuși până reușesc să iau. Am reușit să iau laptele praf degresat. Se găsește pe la toate magazinele apicole. Bun. Acum am pus 200 de grame de ultrabi. Și se pune... Un kil și 800 de lapte praf degresat. Bun. O să punem. Un kil 800 din acest praf. Așa. O să iasă o turtă bună,
Am folosit-o tot anul, așa că nu e, cum să zic eu, e o rețetă testată foarte mult timp. Le place la albinuțe. E foarte bun. Cam trebuie 1,8 kg. Bun. Gata, 1,8 kg. Ce mai am terminat și cu laptele praf. Am pus toate ingredientele necesare. Ceea ce mai îmi trebuie mie este apă la îndemână. Am nevoie de apă la îndemână, fiindcă dacă nu am apă, s-ar putea această turtă să fie prea groasă și să mai fie nevoie să-mi adaug apă. Așa că o să iau niște apă. Luăm apă și să încep să frământ. Acum intrăm cu mâinile în ea și frământăm. Frământăm până se va omogeniza și va deveni turta care o știți foarte bine. Acum nu știu dacă toate ingredientele la un loc ești mai ieftin sau mai scump. Important este că am adăugat eu vitaminele care am vrut să le adaug. Am adăugat uleiurile esențiale care trebuie adăugate. Adică, mai ales dacă ai această posibilitate să înglobezi în turtă, uleiuri esențiale e perfect. Și uleiul de floarea soarelui. Da, aceste sunt zonele principale, adică vitaminele și uleiul esențial. Cantitatea de proteine este destul de ridicată per kilogram, este undeva la 18%. În turtele din comerț, cred că numai acea turtă foarte scumpă are un nivel ridicat de proteină. Iată, începe să se îngroașe. Cum am ajuns la rețeta asta? Prin mai multe teste făcute și ajungând și la cantitatea de proteină bună și la ca albina să ia această turtă, să o consume. Aceasta este un lucru important, ca albinele să consume această turtă. Nu e un secret, puteți să o folosiți, să testați, luați ingrediente, testați și dacă vă place, folosiți. E ceva, pentru mine este o turtă foarte bună. Și scorțișoara, pe scorțișoara, știți ce rol are? Este un foarte bun antifungic. Atâtea probleme care au fost anul ăsta în țară, eu tot zic că e greșeala apicultorului cu puietul varos. Ce greșel? Păi, ce cercetări s-au făcut și le-am căutat eu, acizii organici, am folosit și eu, că de unde ai, mă, văros? Anul trecut n-ai avut și hop, anul ăsta te trezești în stupină cu văros.
N-am avut regine achiziționată, n-am nimic, nimic, nu colonii aduse din altă parte, nu nimic. Și tu te trezești că ai puietă varos. Deci, nu, ia stai mă, de unde apăr? Ce am făcut eu anul trecut? Greșit. Pe ce am făcut anul trecut greșit? Ia să ne lămurim acum. După aceste studii cu acidul, cu acid oxalic, acid formic, toată lumea dădea un buric cu pământul, bă, cel mai bun tratament în combaterea varozei. Și nu numai, a păduciului de gâtă, anosemei. Bun. Deci ce am făcut anul trecut? Tot anul am avut benzilic oxalic cu glicerină puși pe stup. După ce am căutat eu mai bine, hop, exagerarea folosirii acizilor organici duce la slăbirea imunității albinelor, care duce culmea la puiet varos. Și surpriză, toată lumea dă-i cu oxistric. Dă-i cu oxistric, dă-i cu oxalic, dă-i cu... Acum, până nu știi, nu te ferești. Te-ai trezit cu varos în stupină. De unde? Nu-i nimeni de vină. Fiecare om își asumă. Prostia este că nu ai informații destule la momentul respectiv, ci e ca atunci când cineva îți dă o lingură de ceva, mă, ia vezi ce bun e. Dar în spatele lingurei există acum 30% de negativism, adică 70% îți face bine, 30% îți face rău. Orice medicament este așa. Și o simplă aspirină îți face și bine, îți face și rău. Orice mâncare de pe lumea asta îți face și bine, îți face și rău. Și așa și în cazul albinelor. Îți face bine, îți face rău. Deci era prea frumos ca acizii să fie soluția perfectă pentru apicultură. Pentru albini. Pentru apicultură, nu știu. Dar românul, nu știți cum e când descoperă ceva ce alții au folosit. Haideți să băgăm toți. Și au băgat toți. Și toți, hop, știu că nu se zice, dar cine să zică că da, ești nebun, că dacă zici că ai puiet varos în stupină, cine ți mai cumpără regine, cine ți mai cumpără familie de ală, nu mai cumpără nimeni. Cei care au postat că au varos au încheiat afacerile. O să vedeți, pe termen lung, unele afaceri se vor închide, nu poți să vinzi albine bolnave, de exemplu, da? Iată, s-a făcut turta. Foarte bun. Și atunci am evitat anul acesta folosirea acizilor organici, pe care o să-i evit. Sunt bun, dar nu cum se face reclamă, se folosește din primăvară până în folosești din primăvară până în toamnă să stai cu acizii în stup. Nu cred că e bine. Cred că orice tratament e de 21 de zile. Mai ales aceștia care sunt așa agresivi, gen acizii organici. 21 de zile ai făcut tratamentul cu acizi, poate din stup să nu-i mai vezi. Îi mai verifici anul viitor. Sau să zicem că faci un tratament cu acizi. Dacă ai făcut un barachet și ai văzut că ți-au căzut acolo 10 păduci, atunci mai pui și niște benzi de oxistrip, le-ai lăsat 21 de zile, le-ai îndepărtat și gata, stai psihic, cred că stai bine, că ai scăpat de păduci. O scap de păduci, stați liniști. Eu folosind uleiuri esențiale, care sunt naturale, cu toate că și acizii se consideră că, dar acidul oxalic e natural. Se găsește în natură, nu-i natural. Se găsește în diferite plante care absorbe din pământ
anumiți compuși care au acești acizi, urzica, de exemplu. Asta nu înseamnă că poți căta stupii cu urzici. Baza tratamentelor sunt cele chimice pe care îi cunoașteți. Faceți un test, adăugați acizi, după nu amestecați acizii cu amitraz. Am văzut în mai multe astfel de filme unde pus benzcoxistrip, dai un varachet, mai dai, bagă nu știu ce benz cu amitraz, dai un acid cu oxistrip sau fiecare ce folosești. Tratamentele nu se combină între ele, dimpotrivă, se lasă spațiu între tratamente. Dar acum avem turta proteică, așa până am frământat-o, s-a făcut gata. Am stat de vorbă cu părerile mele, sunt păreri personale, după care puteți să vă orientați, să cercetați și voi, frumos, că sunteți începători cu doi stupi, încercați să fiți mintea deschisă și să urmăriți tehnologia a creșterii albinelor. Albina, tot albina e de primăvară până toamnă. Un lucru important în viața albinelor este nutriția, aceste turte proteice care le dăm acum. Acum o să ziceți, da, dar eu am polen, am păstură. Bine, aveți păstură, dar în păstrarea respectivă poate nu aveți cobalt. Și cobaltul este un element esențial în lăptișorul de matcă. Iar lăptișorul de matcă este folosit la creșterea larvelor. Așa. Am terminat turta. Mâine o dau, acum e seară. Acum am frământat-o. E bună. Dau. O să vedeți mâine că o să fac un film. O să vedeți și coloniile de albine. Dăm cam 100-150 de grame de proteină. Fiind 18%. Foarte bună. Bun, am terminat turta. Atâta pentru azi. Sper să vă ajute această rețetă. Ați văzut de la A la Z, fără întreruperi. Să știți că noi românii suntem sceptici. Când vedem ceva, nici atunci nu vedem. Adică am văzut ceva, nu credem nici dacă vedem. Degeaba arătăm câteodată că zice unul, da, nu e așa, că mie nu mi-a ieșit. Da, dar iese, e perfect, e o rețetă perfect testată luni de zile. Albinele o consumă foarte bine, dar nu dați mult, că nu se dă ca turta care o știți voi. Dați 100-150 de grame, vedeți dacă în 4 zile a consumat-o. Dacă a consumat, da, veniți un pic mai mult, dar nu exagerați. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!